O grupare din Prahova specializată pe furturi de animale a fost anihilată de polițiștii secției rurale numărul 2 Florești. În această dimineață, oamenii legii au efectuat în acest dosar 8 percheziții la domiciliile persoanelor bănuite de furturi de animale și din anexe gospodărești. 8 persoane au fost aduse la sediul poliției cu mandat. În urma cercetărilor, se pare că aceștia ar fi sustras porumbei, cai și oi, precum și diverse unelte din anexele gospodărești, din mai multe anexe gospodărești, fiind vorba de 13 fapte, respectiv 10 furturi de animale și 3 furturi din anexe gospodărești, din Filipeștii de Pădure, respectiv Filipeștii de Târg. Potrivit polițiștilor, hoții acționau în Filipeștii de Pădure, dădeau atacul noaptea chiar și cu proprietarii acasă. Numărul furturilor ar putea fi mai mare, însă acest lucru se va dovedi în urma cercetărilor.